Raportul OSCE din seara zilei de ieri consemnează 189 de încălcări ale încetării focului în regiunea Donețk și 402 în regiunea din Lugansk. Față de situația de dinainte cu o zi, avem creșteri de la 4 până la 8 ori ale incidentelor grave, incluzând 316 explozii în ambele regiuni. Despre tensiunile din zonele controlate de separatiștii din Donbass discut chiar acum cu Bogdan Nicolae, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bogdan, bine te-am găsit. Spune-mi, de ce s-a deteriorat situația în teritoriile necontrolate de Kiev din regiunea Donbass? Înainte de orice, aș vrea să fac această precizare. Deocamdată OSCE și monitorii săi din teren sunt singura sursă credibilă în privința contorizării acestor încălcări ale armistițiului, ale încetării focului. În ultima perioadă, monitorii OSCE au fost supuși unor presiuni și amenințări din partea separatiștilor, nu au putut să-și ducă la îndeplinire misiunea pentru care sunt trimiși acolo. Dar, revenind la întrebarea ta, este evident faptul că negocierile de pace, negocierile privind o soluție politică pentru Ucraina și înțelegerea aceasta la nivel foarte înalt între America și Rusia pentru securitatea europeană nu au ajuns în cel mai bun punct sau în punctul dorit de Rusia. Este motivul pentru care în ultimele 24 de ore avem această exacerbare a acțiunilor armate, în special în zonele controlate de separatiștii susținuți de Moscova în provinciile Donețk și Lugansk. Este evident că și de cealaltă parte din tabăra ucraineană au fost anumite riposte. Mai sunt câteva zile până când se va întruni din nou o probabilă întâlnire între Blinken, ministrul de externe al Statelor Unite, șeful diplomației americane, și Sergei Lavrov. Această întâlnire ar trebui să pună bazele fie unei noi discuții la nivel Biden-Putin, fie pentru a armoniza ceea ce se mai poate în planul diplomatic, în plan politic. Este o exacerbare care, cred eu, ajută din punct de vedere tactic partea rusă să smulgă de la occidentali ceea ce își dorește. Președintele Biden a vorbit despre o fereastră de oportunitate pentru Rusia. Putin are deocamdată altă înțelegere în privința acestei ferestre de oportunitate sau urmărește poate chiar mai multe oportunități. Cu ce ne vom alege la finalul acestui duel? L-am invitat pe Ștefan Popescu, analist de politică externă și fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să ne ajute să înțelegem ultimele evenimente. Bună ziua, Ștefan Popescu! Bună ziua! Te rog frumos, cum vezi intensificarea componentei militare în Donbass și în jurul Ucrainei din ultimele ore? Intenția Rusiei, ca pe o intenție a Rusiei de a menține presiunea în primul rând la adresa ucrainienilor. Am ascultat foarte pertinentele comentarii de dinainte. Ce pot face occidentalii, practic? Pentru că ucrainienii nu doresc să deblocheze în orice condiții procesul Normandia, cu alte cuvinte, federalizarea Ucrainei. Și nedorind acest lucru, este clar că Federația Rusă intensifică presiunea pentru a-i face să plieze. Să nu uităm că acordul pe care îl așteaptă Federația Rusă nu este un acord semnat neapărat de Occident. Sunt ferm convins că școala de diplomație și planificatorii politici ruși sunt perfect conștienți că nimeni nu-și poate asuma la nivelul Washingtonului sau Berlinului, Parisului, întregii comunități occidentale, un document prin care să se spună nu vom închide porțile eventualelor cereri de aderare, deci recunoaștem principiul că Federația Rusă are drept de veto asupra viitorului organizației Tratatului Nord-Atlantic pe flancul estic. Dar documentul pe care îl așteaptă Federația Rusă este acea modificare constituțională pe care ar trebui să o opereze ucrainienii și care să asigure un statut special celor două republici separatiste autoproclamate din Donbass, Lugansk și Harkov, astfel încât să blocheze în mod durabil orice drum al Ucrainei, nu numai spre organizația Tratatului Atlanticului de Nord pe care se insistă, dar și spre Uniunea Europeană, pentru că aici este vorba de circuite economice, de o apropiere către democrație, către un alt model și, bineînțeles, spre o reziliență a statului ucrainian.
În orice caz, acest conflict la foc mic are loc din 2014. A provocat între 13 și 15.000 de morți, a provocat 1,5 milioane de deplasați, a provocat o instabilitate și o sărăcire a Ucrainei, o ținere sub tensiune a acestei țări și, într-adevăr, cum foarte bine spuneai, cred și eu că tot acest proces care se prelungește nu va determina Federația Rusă să renunțe, chiar dacă retrage anumite echipamente, anumite unități, să renunțe la această presiune militară la adresa Ucrainei. Biden prenuiește o nouă rundă de consultări cu un grup restrâns de aliați, printre care și România. Suntem doar în poză? Ar putea România mai mult să scoată din această situație? Este foarte important că se recunoaște rolul României pe flancul estic și asta mi se pare foarte mult. Sigur că oricând se pot face mai multe lucruri și, într-adevăr, m-aș fi așteptat la... pentru că în diplomație contează și percepția și uneori te lupți și pentru percepție, contează și fotografia de pe Facebook, nu neg lucrul acesta, dar tocmai de aceea mi-aș fi dorit o prezență a oficialilor români mai consistentă în Ucraina, în zonele locuite de români, la Cernăuți, în Georgia aș fi dorit, exact cum s-a întâmplat în 2008, când aduce aminte foarte bine, când președintele României a făcut un tur de forță care l-a purtat la Kiev, la Ankara, la Baku, chiar la Tbilisi. Dar totuși, chiar și așa, cred că este un punct câștigat faptul că se întărește rolul, profilul României în organizația Tratatului Nord-Atlantic, și, bineînțeles, profilul Mării Negre, pentru că România tot timpul a atras atenția asupra acestui teatru și, din păcate, Occidentul avea, în mod obiectiv, trebuie spus, pentru că și liderii occidentali sunt supuși presiunilor occidentale. Nu întâmplător, președintele Emmanuel Macron a organizat această întâlnire pe tema Sahelului. Dincolo de faptul că cele două crize sunt legate, dar este clar că vulnerabilitatea din sud, din flancul sudic al NATO, fluxurile migratorii într-un context electoral, într-un context de crize multiple, puseu inflaționist, crize energetică, probleme sociale, vulnerabilizează inclusiv decizia politică. Mulțumim mult, Ștefan Popescu, te mai așteptăm în programele noastre de știri.